Da. Hai, face că 194. Supra 99. Fătăm și 39 supra 20. Da. 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 Și să te observ. Și acum stați să vedem care e mai mare, că nu ne dăm seama. Dar tu fă-o pe acum și tu. Lasă-ne la pe și lasă-ne și noi, că nici noi nu știm aici. Acum, așa, mulțim, na, n-am venit, mulțim! 194 ori 20, să vedem față de 39 ori 99. E 6 și în momentul în care e 6 acolo, adică, nu știu, adică e 6. Aia ea îl împărțea pe 39 la 20. Știți, e 6. Și repede, vedea că e 6 vine mai 9. Vine 1,6 și în momentul ăla deja îți dai seama că prima e mai mare. Da. Deci ea spune la decimale 1,9, chiar la 10, la zecimi, da. Și dincolo vine 1,6. Clar că aia e la de mai mare, am înțeles. Și deci îi vine mai bine, vedeți? N-am mai o rețetă. Corect. Care o vede mai repede? Dacă ele sunt de la bun început, numele decimale. De la 1,6 deja e mai mică decât 1,9, așa că nu mai contează. Păi stai sigur. Mihaela, tu, Cristina. Deci se întâmplă așa. Am aici 1,95, uite așa, continuu 9,5. Dicolo ai 1,6 și nu știu ce, nu știu. Și gata, decimala da, de aia face diferența. Da, da, prima, da, prima întâlnită. Da. Prima, cu ordinea aia. Aia. Și acolo diferența. Nu mă interesează împărțirea. Da, corect, corect, corect. E, e, da, bine. 7 pe 3. Mai mare decât 2,3 și 2 în perioadă. Mai mare decât 2,3. Și 2 în perioadă. Hai, lucrați-o pe apel. 7 pe? 3. 3. Mai mare că 2,3. Și 2 în perioadă. Eu v-am dat, pot să vă dau răspunsul? Da. E adevărat. Deci 7 împărțit la 3 cât fac? 7 împărțit la 3 o să fie 2,3 și 3 în perioadă. Adică o să fie 2,3 în perioadă. 2,3 în perioadă? Da. Că merge de două ori, rămâne de, unul, da, și rămâne unul 10, 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
3 în 2, deja când e 2 acolo și 3 în cealaltă parte, deja se vede. Da, domnule. F. O secundă, o secundă. Da, vede. Dar eu de acord, nu? Da, eu de acord. Unde ești de acord, dar vreau să înțelegi și nu e problemă. Nu te ești drăguț așa și nu te ești împotrivă. Eu vreau să vedem dacă așa. De 7 împărțit la 3, merge 3. A, da, el a făcut corect. Lăsați să facă cum face el cu desfășurarea aia. 232 minus... Lasă-mă, dar și viteza mai mare, unde este Davide, dar trebuie să fie la mine, că nu, eu nu mă fac un gândul. Și așa, poți fac și orice. Sigur că da, poți face așa și așa, dar acum, în clipa în care s-a sesizat că 7 împărțit la 3 face 2, și rămâne 1 acela care împărțit la 3, 10 împărțit la 3, iar 10 împărțit la 3, 3, 3, ai sesizat că e 2,3 în perioadă, da. Și din coace 2,32, ai clar motive suficiente pentru a sesiza că aici 3, 3, 3, aici e 3, 2, 2, 2, 2, 2. Deci de la sutim, la sutim îți face diferența. 3, 2, 2. Așa, bine, deci 2,3, 3, 3, 3, 3, așa. Mai mare decât 2,3, 2, 2, 2. Și atunci, iată la sutim se produce diferența. La sutim, da? Și atunci... Da, vreau neapărat să pătrunim. Rămâne și ideea aceea, dar și asta e foarte important. F. Da. F. F. 13,25 și 2 în perioadă mai mică decât 13, perioadă 252. 2, perioadă... 252. 252 tot în perioadă. Tot în perioadă. Da. Simplu. Este adevărat.
E adevărat? Da, pentru că nu pot să spun de ce. Așa de repede, hai zi. Da, este a, pentru că ea ar fi 13. Am văzut, așa este de întrebare. Sunt de acord. De ce? Corect, eu n-am avut din zona 13,25222222. Deci așa ai văzut, 13,25222 la nesfârșit. Da. Față de 13,252 și 2,5,2. Deci primele 3 sunt la fel, primele 4 sunt la fel. 4. Primele 4 sunt la fel. Da. Și acolo 5. 5. Deci unde se produce diferența? La decimala din pe poziția 5. Da. 2, 4, da. Pe ce? 2 și aia e 5. Deci mai mare e a doua. Adevărată, domnule. Da. G. 1 pe 4 este mai mic decât 0,2 perioadă 5,3. Pot să vă dau răspuns? Da. Este adevărat. Corect. Pot să vă spun de ce? Doamne, din am pricepe doamne. Pot să vă spun de nu. Ce? Nu. Nu, se pricepe și noi. Nu mă lăsați. Nu facem așa pe decimală. Nu împărțim la 4. Dar ce dacă știi? La 4 intră de 0 ori, 10 intră de 2 ori, până acolo că după aia vine 10 minus 4, minus 6, 60 împărțim la 4. Nu 60. Nu, stați. 20. 20 împărțim la 4, vine 5. Hai mă, că 1 împărțim la 4, 0, 2, 5. Da. Și vine 2, 5, 2 și acolo vine 2, 5, 3. De 0,25. 3. Dacă e mai mică decât 0,2, 5, 3. E adevărat, în perioadă, 5, 3 în perioadă. Așa. 3. 5, 3 și mai departe. E adevărat. Da, da? Pentru că e 2, 5, 0, 2, 5. Și aici am 10 mare, 5 mai. Da. M-am 25, m-am oprit. Și 3, 5, 3. Și de acolo am 10 mare, după aceea am 0 ori. De acord. Da. Deci ăsta e motivul. Bun, merge mai departe. 1 împărțit la 4, 0, 25, nici nu mai calculez. Da. Și 3 împărțit la 4, 0, 75. Zic bine? Pentru că 0... Nu, 3 împărțit la 4. 3 pe 4, 0,75, deci 3 pe 4, da. Asta e valid sau 3 pe 4, ultima, 0,75, 3 pe 4 este mai mare decât 0,74 în perioadă. Este fals. Cum e fals? Am anunț, că 0,75 prima. Stai, este total... Ba nu, am zis bine. Ba nu, este adevărat. Este foarte adevărat. Pentru că 3 pe 4 face 0,74. 0,74. 0,74. 0,74. Și... În data ai văzut că aici a produs aia. Corect. La sutii. Da, am înțeles și noi. Da. 26 de la pagina 80. 26 de la pagina 80. Care sună cum? Completați inegalitățile următoare cu fracții ireductibile pentru a obține propoziții adevărate. 72 supra 288 mai mică decât și lăsați unul liber, da. La care la rândul ei trebuie să fie mai mică decât 96 supra 288. Și ce trebuie să faceți? Trebuie să spun eu una. Ireductibilă. Păi să ne gândim la un număr prim care este între 72 și 96. Corect. Da. 72. Ireductibil. 81 nu e parte cu 9. 87. 53 la 3. 83. 73 este primul. Deci avem 73 supra 288. 83. Și altă, o altă fracție. 83. 83. Da, 83. Dar de la 73 a care mai fi un următor? 79. Da? 79. Putem pune mai multe fracții aici, da? Da. 288. Aș vrea să le punem pe toate. Hai să le punem pe toate. Dar 79 urmează după el, pentru că nu prea nu mai e alta. Apoi 83 pe 288. 87. 88. 89.
89. Da, 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 da. 89 pe 288. Cred că 90... Și 91. 91 se împarte la 7. Nu, la 7. Atât. 93? Da, asta nu se împarte la 7, 288. 288? La 7? Nu se împarte. Nu. Nu. Nu vorbeam de faptul că nu-i număr prim 91. Da, trebuie să fie da, fracția, da, fracția să fie reductibilă. Noi zis să punem numere prim. Ai dreptate. Deși 91 pe 288 merge. Merge. Și 91 pe 288. 288 se împarte la 7? 91, da. Dar 288 nu se împarte. Și ne împărțim, deși ele sunt numere prime între ele. Exact. E reductibilă fracția. Da. Și mai mică decât cea care ne-a dat 96 pe 288. Deci, vedeți, am găsit o parte, dacă încă eram foarte atenți, trebuie să fie aici, să nu am divizori la 2, la 4, da? La 3, că 2 și 8, 10 și 8, 18, da. Ca să fie, rămâne fracția ireductibilă. Cu alte cuvinte, descompune pe 288. Da, și în afară de numele de prime, care asigură, clar, că numele prime cu oricine sunt prime între ele și fracția este reductibilă. Poate mai sunt și alte fracții, alte valori aici la numărător, care să fie prim cu ăsta. La 72 la 288 nu era 4? 1 pe 4? 72 la 288? Exact 1 pe 4 era. Sigur că da, faci 1 pe 4. Dar autorul a lăsat 288 numitorul da. Aici, ca în legătură cu 288 la numitor să vedem numărătoare. Da. 18 pe 72. 18 supra 72. Deci 18. Supra 72. Da. Care tot unul pe 4. Dar nu cred că mă ajută. Mai mică decât vedem. O fracție ireductibilă. Deci 18 supra 72. Da. Mai mică decât. O fracție ireductibilă vedem noi care. Care la rândul ei să fie mai mică decât 24 pe 72. 24 pe 72. 23 pe 72. Până la 23 mai e și 19. Da. Vreau scris 23. Da, pe care vreți? Deci, hai să-i luăm pe toate. Pe toate, iar pe toate. Eu vreau pe toate pentru că asta înseamnă să înțelegem. 19, 17 pe 72, nu? Cum 17, domn profesor? 19 pe 19, 23. Mai mic decât 23 pe 72. Și atât. Și mai mic decât ultima... 24 pe 72. 24 pe 72. Vreau să vă atrag atenția că puteam să facem simplificările. Exact! 1 pe 4 față de 1 pe 3. Deci avem 1 pe 4 față de... E mai mic, sigur. ...care decât 1 pe 3. Da, și între ele... Ce putem strecura aici? Nu mai putem strecura. De asta. N-am avut simplificările. De asta. Ca să putem strecura. Asta e. Deci, făcând simplificările, este fracție echivalentă, sunt fracții echivalente, așa este corect, e negativitatea, dar rămâne în spațiu. Nu ai să pui între ele. Că nu mai am zecimale acelea care... La 40,25 împărțit la 3. 4. Las. Păi, acum, dacă tu vrei așa, 0,25 e mai mic, fără discuții, decât 0,33. Și eu băgam că profesor fi asta. 0,3 în perioadă, da? Da, da. 3. Ei, și acum dacă tu vrei da, așa, aici băgam, da. 0,25 e mai mic decât 0,26. Da. 27, 28, mai mic decât 0,21. 30, 31 și 32. 29, da? 29. Da. Mai mic decât... 0,30, mai mic decât 0,31. 32. Mai mic decât 0,32. Le-a fost pe toate, domn profesor. Vezi? Da. Și mai mic decât 0,33, care e mai mic decât 0,33, care e mai mic decât 0,33. Dar puteți să mai fie și 0,1. Da, și putem băga... La fracții de mare, dar nu mai de mare, dar am obosit. Exact. În concluzie, rămânem așa. Așa mai bine, ca să facem mai bine. Numai una ne cere, domnul profesor. Una și noi putem plica. Și ireductibilă. Da? 3 pe 12. Mai mică decât
Vedem care la rândul ei mai mică decât 4 pe 12. Ia! Ia! Păi, dar domn profesor, păi nu-mi place. E momentul care l-am zis. 3,5 pe 12. Colo! 1 pe 4 și 1 pe 3. Cum? Dacă le simplificăm... Dar între 3 și 4 mai este și 3,5 și 3,1. Păi da, putem să scriem cum am zis eu, 3 împărți la 12 și ceva la 1, 4 pe 3. Da, e reductibilă de aia. Deci avem așa. 6 și 10. Hai că facem legele, la cât trebuie să plecați? La 6 și 10. Hai, deci mai avem cât o exerciție. Da. Da, ziceți acolo, fracție reductibilă, vă spun. Eu... Între 3 și 4, ziceți, vă zice mare. 3,1 3,3 3,2 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
e clar că 7 pe 24 minute, 3 pe 24. Dacă vreți mai multe, mai amplificăm încă o dată cu 3 să fi fost, să creeze spațiu mai mult. Și de vreți 3,5 pe 12 era exact 7 pe 24. Exact. Dacă n-au vrut să mă ascult, eu băgam nici tot. 3,28. 28. 28. De la pagina 81. Determinați în fiecare caz numărul natural ien pentru care are loc inegalitatea. Determinați ien, așa încât avem 3 pe 7 mai mică decât 6 pe ien. 3 pe 7 mai mică decât 6 pe ien. Pe bune. 6 pe ien. Ien egal cu 14. Ien egal cu cât? 14. 3. Dacă ăla nu fi de 3 cu 7 pe 2, o să dea 6 pe 2, adică... Cum e? El este cum? 14. Da, uite aici, dar nici mai mic sau mai mare. Ce... Așa. Nu e egal. Adică... Oh, my goodness. 6 pe 7. Deci asta s-a tradus. 6 pe 7. 3 ori n. N egal pe 7. Mai mic sau 4 pe 2. Și cum fac, și cum fac, și cum fac. 3 ori n. Și cum vine acolo? 6 pe 7, 2. Mai mic pe 4, 2. 42. Și n aparține mulțime. Împărțim printr-un 3. Și n mai mic decât? N mai mic decât? Un număr. 14. N mai mic decât 14. Am văzut pe 3. De ce? Da, e. Deoarece, fiindcă... Păi uite, mamă, am făcut produsul mizerie, dar pot să-i semnul două, păi da, semnul dintre ei, da? Un pățit printre ei și o dat ien, exact. Mai mic decât 7, 6, 4, 2. Și trebuie să fie mai mare, nu, trebuie să vedem la ien, ien mai mare decât 14. Deci am tradus asta, 3 ori, nu mai mic decât 7, 6. Și dacă ele au 6 pe 1 sau 6 pe 2, mergem? Nu, n-auzi că ien trebuie să fie mai mare decât 14. Deci la 5 mic, mai mic. Da. Mai mic. Da. De la 14 în jos. 6 pe 1, 6 pe 2, 6 pe 1. 6 pe 1, ien 6 pe 1, 6. Da, pentru că 6. Și ăla e de împărțit la 7. 6 pe 2 aici, da? Da, e corect. 6 e mai mare decât 3 pe, aia e subunitară. 3 pe 7. Orice număr la 14 este destul. Corect. Dacă următorul știi să-l face, restul la fel. Și 29. 29. Și la 2, cât mai sunt? Încă 3. 29. Determinat numărul natural n-ul n, pentru care au loc inegalitățile. 6 supra n plus 1, mai mic decât 3 pe 7. Zi, Davide. Echivalent cu 6 ori 7. Da, 42. 42. Mai mic decât? Mai mic decât 3 n. Uitați-vă mai sus, vă rog frumos. De ce? Un pic. Scădem un 3. Hai să facem un 3. Da. 3, 40, nu 42, 39. Mai mic decât 3N. Mai mic decât 3N, împărțit prin 2, de unde rezultă prin 3. Prin 3. Da. N mai mare. N mai mare. N mai mare decât 13. Da. Dacă vă uitați mai sus, da, era același lucru. Exact același lucru, numai că în loc de N era N plus 1.
Deci făceam cu n plus 1 este mai mic decât 14 și n este egal cu 13. N acolo era 6 pi n și aici e 6 pi n plus 1. Da, am înțeles. Acolo era mai mare, aici era mai mic. Da, și sensul egalității este același. Că dacă nu sunt în genul. Da, profesor, dacă sensul egalității este practic același, de ce ați spus e mai mare decât 13 și e mai mic? De ce am spus? De ce a fost mai mare? E mai mare decât 13 și e mai mic decât 13? Păi, este sensul acela de acolo, da? Dar el nu-i partea asta. A, da. Deci, de unde vine el acolo? Ei, sau de-aia o lucrez, ca să vezi mai mic, mai mare, sau cum este. Așa. Gata, restul la fel și îi faci să vezi. Nu uitați să dați like și share și să vă abonați la Prof. Online. La revedere, să spuneți deodată lumea. La revedere. La revedere.